La campionatul național de box feminin, sportivele clubului Steaua au luat numai puțin de 10 medalii de aur. La senioare, pugilistele antrenate de Mihaela și Adrian Lăcătuș au obținut 5 medalii de aur și una de argint, iar la tineret și junioare, tot stelistele au făcut legea în sala Olimpia, obținând alte 9 medalii. De 9 ori campioană națională, lăcrămioara Ferijoc a luat aurul la categoria de 54 de kilograme, însă la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo va lupta la o categorie mai mică. Schimba categoriile, am ieșit campion la 54, acum am boxat la 54 doar pentru a fi aproape de 51, pentru că este o categorie care mi-a atins mult mai greu și ca să fiu în formă pentru la anul am preferat să cobor, să stau cât mai aproape de 51. Cât de greu va fi să obții o calificare la Jocurile Olimpice? Cred că e mai greu să obții o calificare decât să iei o medalie, pentru că concurența este foarte, foarte mare. Noi fiind doar 5 categorii, toate 10 categorii se duc pe alea 5 olimpice și atunci bătălia e dublă, să zic așa. Toată lumea se înghesuie acolo să iasă. Și atunci e foarte, foarte greu, dar cu muncă, cu disciplină, cred că putem reuși să ne calificăm. Steliștii își pun bazele pentru obținerea biletului pentru Tokyo și în Bianca Kobzaru. Bianca a fost medaliată cu bronz la campionatele european de tinere din 2019. Este și prima medalie la senioare, cred că cea mai prețioasă de până acum. Având în vedere că anul trecut am fost la campionatul european de tinere și am cucerit și acolo încă o medalie importantă. Iar de acum chiar vreau să merg să fac pași spre Olimpiadă, chiar și până atunci spre toate campionatele europene, cât și mondiale. Am o poveste mai sensibilă, din cauza că tatăl meu a decedat, am ales să fac sportul ăsta pentru el, să-l împac pe dânsul, să-i fac o dorință și de acolo a început să dea roade de toată munca. Câștigi o medalie olimpică pentru tatăl tău? Sigur, asta este scopul. Cel mai mare vis, cred că ar fi asta și cea mai mare dorință mea. Claudia Nechita este la un meci distanță de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În primăvară, aceasta obținuse calificarea în optimile turneului preolimpic de la Londra, iar o victorie i-ar fi asigurat biletul spre Tokyo. Pandemia de coronavirus a oprit toate competițiile sportive internaționale, dar nu a risipit speranțele Claudiei. A fost greu din punctul ăsta de vedere că ne-a întrerupt oarecum competițiile, dar în tot acest timp am încercat să ne menținem în formă și să ne pregătim tot timpul, nu ne-am lăsat deloc cu pregătirea jos. Îți ieși oarecum din forma aia a meciului și a adrenalinei de meci și spiritul de competiție, dar sperăm să treacă cu bine și noi să revenim în competiții, pentru că avem obiective setate și de asta încă putem să ne antrenăm cu gândul la ele. Pe din tot sufletul să mă calific, după care o medalie olimpică este obiectivul meu. Dacă senioarele mai au de așteptat până la prima competiție internațională, campioanele stele la junioare și tineret vor reprezenta România la europenele din Muntenegru și Bulgaria în perioada 11 noiembrie-3 decembrie. Steaua TV vă invită să le cunoașteți mai bine pe tinerele talente din box care reprezintă cu mândrie clubul roșalbastru. Forța Steaua! Cine te-a influențat să mergi spre box? Tatăl meu. De mică umblu după el la săl și într-o zi i-am zis vreau să pun și eu mânușile pe mână. Și mi-a zis că dacă le pui, le pui pentru totdeauna și faci performanța asta doar dacă vrei. Și i-am zis că da, vreau. Și de atunci când le-am pus, nu le-am mai lăsat jos. În țară, sinceră să fiu, nu prea meciuri. Obiectivul meu este la europene. O să mergem la europene peste 2 săptămâni, cam așa, în Bulgaria, în Sofia. Acolo sper să fac treabă pentru că m-am antrenat mult și vreau să ies pe podium. De ce ai fost atrasă de box? Tatăl meu a făcut și el box și mergeam la antrenamente cu el. În același timp eu făceam și karate, dar am descoperit că asta este pasiunea mea și că aici îmi este locul și am decis să las deoparte totul și să mă axez doar pe box. Fac box de 3 ani. Ce te-a atras la acest sport? Am fost și la alte sporturi, dar nu prea mi-au plăcut și sportul s-a practicat atât de mult și am zis să încerc și mi-a plăcut. Ce obiective ai pe viitor? Campioană europeană, mondială, olimpică. Pe toate. Da, pe toate. Practic boxul de aproape 4 ani. Sunt primul an de tineret. Am reușit să obțin campioana, să fiu campioana României în primul an. Acum, pregătirea europene, sper să aduc o medalie pentru România. Și sper și în al doilea an să fac treabă mult mai bună. În afară de competiții, vreau să evoluez eu ca sportiv, ca boxeriță din ce în ce mai mult. Să merg bine și cu școala, la anul am bacul și vedem ce o fi mai departe. Cum te-ai apucat de box? Am început boxul numai cu 2 ani jumătate pentru un prieten. Și el făcea box și am fost cu el la sală. Mama a considerat că sunt foarte violentă și a vrut să mă dea un sport. Ești violentă doar în ring? Da.
Sportul te educă foarte mult și te învață foarte multe chestii. Ajungi foarte sus dacă poți să-l practici cu capul, nu doar cu corpul. Și cum spun alții, că este un sport foarte violent și practică doar băieții și